Consiliul Județean Hunedoara face demersuri importante pentru ca cetatea Sarmiș-Jetuza Regia din Munții Orăștiei să fie trecută în proprietatea județului. În prezent, fosta capitală a Daciei este doar în administrarea Consiliului Județean. În continuare, Sarmiș-Jetuza Regia se află doar în administrarea Consiliului Județean, iar celelalte patru cetăți, Costești Cetățuie, Costești Blidaru, Lunca în Piatra Roșie și Bănița, se află în proprietatea Consiliului Județean. Parlamentarii PSD din județul Hunedoara au depus un proiect de lege de modificare a legii 23/2020, prin care solicităm trecerea în proprietatea Consiliului Județean și a cetății de la Sarmiș-Jetuza Regia. Nu mi se pare normal ca dacă noi, Consiliul Județean, avem și susținem toate costurile de întreținere, de cercetare și derulăm proiectele de acolo, nu mi se pare normal să nu fim și proprietari, cu atât mai mult cu cât mi-e greu să cred că un minister condus de la aproape 400 de kilometri distanță va reuși să facă o treabă mai bună pentru un astfel de obiectiv pe care, să recunoaștem, avem principală obligație de a-l pune în valoare pentru a crește nivelul de trai al comunităților locale. Este băgat în procedură de urgență din discuțiile cu parlamentarii PSD de Hunedoara, dar credem că undeva în toamna acestui an legea 23/2020 va fi modificată și vom putea în momentul respectiv să ne putem întabula în baza legii pe această cetate. Acolo mai trebuie făcute niște rectificări de carte funciară și am vrea ca atunci când facem asta să ne putem înscrie în CF inclusiv proprietate. Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara este de părere că este esențial ca cetatea Sarmiș-Jetuza Regia să fie în proprietatea județului Hunedoara pentru că ar fi mult mai bine gestionată.